ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi încerca să gătesc pentru voi niște rețete de pe Pinterest. Zâmbesc prea mult, mă dor. Obrajă. Da. Cred că știți aplicația Pinterest. Dacă nu știți, trebuie să o aveți. Acolo toate mâncărurile și deserturile arată groaznic de bine. Arată foarte bine. Am să pun prima oară o imagine cum arată mâncarea în aplicații, poza din aplicații, și la urmă să pun poza cu ce am gătit eu. Prima rețetă pe care voi încerca se numește salată cu piept de pui. Pentru această rețetă veți avea nevoie de roșii pe care le vom tăia cu bulețe. Așa spune aici, da? Apoi porumb din conservă, un ou fiert, o ceapă roșie, un avocado, niște fasole verde, roșii, niște fasole roșii, tot din conservă, 250 grame de piept de pui, da? Și salată verde. Și veți avea nevoie de un cuțit, care mă duc să-l iau acum. Aici scrie să tăiem pieptul de pui felii sau cuburi. Am să încerc să tai felii. Veți avea nevoie și de sare și piper. Am uitat să le arăt. Punem doar un pic de sare, sunțință, un pic de piper. Și astea, felile acestea de piept de pui, le voi prăji în tigaie. Normal, știți cum se prăjește în piept de pui în tigaie. Am terminat de prăji pieptul de pui. Așa trebuie să arate el, ca un piept de pui prăjit, nimic mai mult, nimic mai puțin. Apoi vom curăța avocado. Nu dacă am nevoie de limonă. Asta e cel mai ușor mod de a curăța un avocado. Cel puțin pentru mine. Acum îl vom tăia cuburi pe acesta. Voi curăța acest fund de tăiat și voi reveni. Să tai ceapa. Nu-mi place deloc să tai ceapă. Deja numai că am curățat-o și mi-a dat lacrimile. Să începem. Voi tăia ceapa, de asemenea voi tăia și roșiile. Iau o pauză. Deci mai văd camera bine. Acum voi pune ceapa în această, nici nu mai știu cum se cheamă, mă ustru ochii prea tare. Mă duc un pic să-mi șterg lacrimile și vin apoi. Voi tăia roșiile. Le voi tăia în patru. Of, ce apă asta. Mm.
Am tăiat 8 roșii oare. Ups. Mai am de curățat ou fiert și sultai, de asemenea. Și apoi, cam atât. Trebuie doar să aranjez în farfurii, cum arată acolo. Acum voi curăța oul fiert. Îl voi tăia și pe acesta felii sau aici e felii, dar am, da, felii. Am terminat tot ce era de pregătit. Acum vă voi arăta cum să așezați în farfurii. Acum nu o să mă mai vedeți pe mine, pentru că am vrut doar să focalizez pe această farfurie. Vom începe prin a pune salata verde. Acolo arată că este salata verde peste tot. Cel puțin să fie pe margini. Apoi vom pune oul fiert. Apoi voi pune avocado. Acum voi pune porumbul. Îmi place foarte mult cum se văd culorile astea aici, galben, verde, galben. Puteți pune cât porumb vreți, cât ou vreți, cât avocado vreți, depinde ce vă place mai mult. Apoi pieptul de pui. Acum voi pune fasolea roșie. Aici în poză urmează roșiile. Miroase atât de bine, mi-e atât de foame. Și într-un final, această ceapă obraznică. Vă pun și un pic de sos de salată. Așa arată salata la final. Sunt atât de mândră de mine. Chiar sunt și miroase atât de bine și mi-e atât de foame. Și trebuie să mai filmez un desert pentru voi. Tot de pe Pinterest. Dar cred că am să mănânc un pic. Da. Am să pun și poza pe tot ecranul ca să vedeți cum arată. A doua rețetă care o voi pregăti pentru voi va fi un desert, tot de pe Pinterest, se numește croissant cu Nutella și banană. Banană și ciocolată, mi-am.
Da, pentru aceasta veți avea nevoie de două banane, aluat de foietaj, cred că așa se spune, zahăr pudră, scorțișoară și Nutella. Acum să vedem ce spune să facem. Ok. Voi scoate foietajul. Opa. Am pregătit deja făina pe fundul de tăiat. Nu știu cum să folosesc asta. Mă scuzați, ce m-am speriat. O bubnit. E ciudată. Așa ceva nu am mai văzut. Și acum... Acum ce fac? Aha, ce tare! Ăsta e deja tăiat! Super! Super! Am să-l așez așa. Numai că acolo, astea erau în formă de triunghi. Nu cred că e o mare diferență, dar sper să nu fie o problemă. Da. Am pregătit și această tavă cu hârtie de copt. Aici le voi pune. Dar, sincer, nu știu dacă astea sunt ok. Trebuie să fie în formă de triunghi. Dar pentru că nu sunt, le voi face eu. Am încercat să fac niște triunghiuri. Sunt un pic cam groase. Am să încerc să întind un pic acest aluat. După cum vedeți, nu am acea bucată de lemn ca să întind aluatul, dar folosesc acest pahar. Nu e nicio problemă. Am fost, mi-am prins părul. Când vreau să-mi stric desertul, găsim vreo minunii prin el. Acum voi da aceasta la o parte și voi tăia bananele. Aici arată că bananele sunt tăiate în 3. Eu le-am tăiat în 4. După ce tai bananele, rețeta asta chiar foarte simplă. Foarte simplă. Acolo arată că trebuie să pun Nutella. Voi pune Nutella. Acolo spune o linguriță. Eu pun un pic mai mult. Pentru că ciocolată niciodată nu strică. Acum va așeza banana. Așa. Partea cea mai grea, cred că o să fie acum să le răsucesc. Da, acum trebuie să le răsucim. Opa, opa. Și am să închid pe părți. Nu vreau să-mi iese ciocolata în afară. Arată foarte drăguțe. Chiar arată ca niște croasante.
Am terminat de răsucit și acum le voi așeza în tavă. Așa arată ele în tavă. Acum trebuie să le punem la cuptor, bineînțeles, trebuie să încălziți cuptorul cu 10 minute înainte. Și aici scrie să le punem pentru 210 minute la 375 de grade. Abia aștept. Am scos croissantul din cuptor. Așa arată ele. Ups, m-am făcut un pic. Acum le voi scoate pe acest platou. După ce le-am scos, le-am presarat doar cu zahăr și cu scorțișoară. Și acum am rămâne doar să le mănânc. Am să pun și poza pe ecran să vedeți mai de aproape. Dacă v-a plăcut videoclipul de astăzi, cum am gătit eu, nu uitați să vă abonați, să dați un like, iar până data viitoare vă pup! Bye!